Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi cu câțiva dintre premianții concursurilor NASA. Trebuie să vă spun un secret. Am mai făcut câteva emisiuni pe această temă și au fost emisiunile pentru care am fost sunat și felicitat. Vă spun asta mai în glumă, mai în serios. Bun. Invitatele mele din prima parte a emisiunii, pentru că vom avea o emisiune în două părți, sunt așa. În dreapta mea, Dalia Irina Stoian, bună! Bună seara! Cred că e seara, pe la 5 și ceva, e zi, bună ziua! Bună ziua! Diana Catană! Bună ziua! Bună și Valentina Isbășoiu cu SB, așa cum a fost atenționat. Bun, faceți parte din același grup de la Colegiul Mircea Național, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, care a câștigat un concurs NASA. Despre ce este vorba? Începem din dreapta la. La acest concurs noi trebuie să creăm niște stații orbitale și cu scopul de a coloniza sistemul solar. Și pentru asta am avut mai multe etape. Mai întâi Luna, apoi o stație orbitală și ultimul pas este colonizarea planetei Marte. Un concurs la care au participat persoane din mai multe țări, înțeleg, nu? Da. Din câte? În jur de 40 de țări au participat la această competiție, din toată lumea. Mm-hmm. Și voi ce premiu ați obținut? Am obținut locul întâi. Am înțeles. Bun. Ați obținut locul întâi din între voi. Tu ai fost prezentă anul acesta în Statele Unite la decernarea premiilor sau la festivitatea de premii. Ce a fost acolo? A fost o conferință la care au participat mai multe echipe. Cele cu premii mai mari au putut să-și prezinte proiectul în fața unor oameni de știință și în fața celorlalți. Noi am avut și prezentare PowerPoint. A trebuit să ne prezentăm posterul și să explicăm ce am făcut în proiect. Și, într-adevăr, am întâlnit foarte mulți oameni de știință, ne-au fost puse foarte multe întrebări. Lumea s-a interesat despre proiectul nostru. Ce a întrebat lumea sau care au fost curiozitățile lor? Partea interesantă a proiectului nostru a fost că noi vrem să trimitem oameni atât pe Lună cât și pe Marte și avem foarte multe etape și au fost foarte interesați de modul în care noi am conceput aceste etape. Am înțeles. Haideți să vedem cu ce v-ați ocupat în acest proiect. Începem iarăși și dacă ești în dreapta mea, o să încep cu tine, Delia. Te rog, partea ta în acest proiect care a fost? Eu m-am ocupat de ce ține de om, de factori umani. Ce înseamnă factori umani? Nu știu, interacțiunea între ei sau ce? De la tot ce presupune agricultura, adică pentru a întreține viața, agricultură, medicină, tot ce presupune. Mă gândesc că e o chestiune destul de complexă. Da. Este necesar să știm noțiuni din mai multe domenii. Chiar dacă noi nu le știam înainte, ne documentăm pe parcurs. În ce clasă ești? A 10-a. Și poți în clasa 10-a să ai un background de cunoștințe atât de vast încât să-ți poți imagina cum ar fi să trăiești pe Lună sau pe Marte? Găsim destule informații pe internet și avem colegi specializați pe chimie, pe biologie, pe fizică, pe toate materiile. Diana? Eu m-am ocupat de departamentul de automatizări și de industrie. La automatizări am ținut cont că oamenii nu o să poată să lucreze pe Marte și pe Lună, efectiv, solul și regolitul de acolo. Deci a trebuit să ținem cont că sunt anumiți roboți care trebuie să exploateze și să facă tot grosul industriei. Toată prelucrarea, toată topirea, efectiv tot. La industrie am ținut cont foarte mult de ce materiale găsim pe Lună, pe Marte și am încercat să elimin cât se poate de mult toate materialele de pe Pământ, pentru că costul ca să ridicăm un kilogram de orice, de materie, de pe Pământ până pe Lună este foarte mare, dar rămite de pe Pământ până pe Marte să-l ducem.
Deci am putea spune că în proporție de 95, poate chiar 96%, stațiile, bazele lunare și bazele marțiene sunt făcute numai din materiale de acolo. Da, mă gândesc că lucrurile v-ați certat poate când ați făcut acest Voido, acest proiect, pentru că tu îmi vorbești despre faptul că e nevoie de mulți roboți, de mai puțină forță umană și tu te ocupai de interacțiunea umană. Există o contradicție între aceste două? Noi avem oameni care locuiesc acolo, pe care îi instruim pentru a coloniza sistemul solar. Și de aceea trebuie să ne ocupăm de viața lor, să le asigurăm toate cele necesare. Mă gândesc așa, faptul că un om care a stat pe Marte s-ar confrunta cu mai multe probleme. Una dintre ele este singurătatea. Chiar dacă ar fi înconjurat de 10, 100, 1000 sau 10.000 de oameni, cred că s-ar simți singur departe de Pământ. Noi avem facilități pentru a le asigura entertainment-ul și tot la fel ca pe Pământ, ca să nu se simtă singuri sau neintegrați. Dăm câteva exemple. Ce ar trebui să fie acolo? Cluburi, nu știu, parcuri de distracție? Nu, avem parcuri, avem baze sportive, avem destule facilități. Am înțeles. Rolul tău în tot ce este și pe Pământ. Cred că și cluburi, nu? Nu, glumesc acum. Am înțeles. Deci, nu ne-am gândit la acest lucru. Parcurile sunt extrem de importante. Da, este important. Activitatea fizică este cea mai importantă. De ce? Păi este sănătos. Am înțeles. Valentina? Eu m-am ocupat de medicină, inclusiv de designul spitalelor și de modul în care toți oamenii vor fi verificați și de partea aceasta de entertainment. Am încercat să facem stațiile astfel încât oamenii să-și dorească să meargă acolo, să le oferim o viață mai frumoasă. De la experiența 0G, în a pluti efectiv, până la roller coaster și lucruri pe care le găsești și pe Pământ. Un roller coaster acolo ar fi mai spectaculos decât unul pe Pământ? Nu neapărat, dar ar fi mai necesar decât unul pe Pământ. De ce? Pentru că, de exemplu, pe Marte, există probleme cu gravitația și pentru a nu risca să se îmbolnăvească de osteoporoză sau de atrofierea mușchilor, ei vor trebui să meargă într-un roller coaster periodic ca să primească doza aceasta de gravitație. Spune un rău necesar, mi-a neprat ce știi să mă dau în acest roller coaster, dar spitalul, spuneai că te-ai ocupat de designul unui spital. De ce este important designul? Nu e mai importantă funcționalitatea unui spital? Păi, este importantă funcționalitatea unui spital. Tocmai de aceasta am încercat să fac designul cât mai facil pentru oamenii de acolo. Adică este un spital mare și sunt mai multe mini-clinici necesare în care ei vor fi verificați periodic. Nu vrem să riscăm niciodată o epidemie în spațiu, fiind un loc foarte mic și o populație relativ mică față de cea de pe Pământ. Credeți că astfel de stații sunt realizabile sau sunt numai o joacă a voastră, o joacă serioasă a voastră? Sunt foarte realizabile. Nu este nimic SF. Tot ce am conceput este în următorii 100 de ani, se poate realiza cu, nu aș spune ușurință, dar este mai mult ca sigur. Noi am ținut cont de fiecare dată de tehnologie existentă astăzi, pentru că numai așa putem estima foarte bine dacă va fi realizabilă sau nu, sau dacă este SF-ul sau nu. Că noi nu putem să prezicem chiar atât de bine cum va fi tehnologia în următorii ani. Mai ales, eu am lucrat pe automatizări și m-am documentat foarte mult în domeniul informației. Că, după cum ați observat, în ultimii 20-30 de ani a fost o explozie. De unde a început internetul, cum a evoluat tot ce a ajuns să ne acapareze efectiv pe toți. Ei bine, în acest punct de vedere, o să intrăm într-o perioadă de stagnare, din păcate. Nu o să mai putem să evoluăm foarte mult pe acest plan, până se va face o descoperire impresionantă. Aici vreau să dau un exemplu, este că noi încercăm să stocăm cât mai multe informații în volume materiale cât mai mici posibile. De exemplu, discheta pe vremuri era de 2 mega.
Acum noi avem stick-uri care au 16 giga sau chiar hard disk-uri externe de 1 terabyte. Ei, cea mai mică posibilitate de a depozita este la nivelul unui electron. Un electron să fie un bit, cea mai mică subdiviziune a informației. Ei, mai mult de atât nu putem să coborâm. Și de aceea zic că trebuie o revoluție în acest domeniu, ca să putem să descoperim ceva nou și să inovăm orice vrem să facem în viitor. Este posibilă o astfel de revoluție? Oamenii se uită cu destul de circumspect la astfel de, nu știu, praguri tehnologice. Cred că zilele trecute mă uitam pe internet și am văzut unul dintre primele calculatoare, dacă nu primul, știi și voi mai bine decât mine, era cât o cameră întreagă și nu făcea ce face un telefon din acesta. Dar pragurile acestea tehnologice, inovațiile acestea despre care vorbești, sunt posibile sau sunt pur și simplu probabile? Le așteptăm așa? Vor apărea? Noi sperăm să apară. Sunt probabile, dar în momentul ăsta noi nu ne dăm seama cum am putea să schimbăm ceva. Că noi am descoperit un lucru acum mult timp și acum încercăm de fiecare dată să-l îmbunătățim. Ei, acum trebuie ceva nou. Asta e singura problemă. O nouă tehnologie, probabil. Vezi posibilă viața în spațiu, acest proiect pe care l-ați făcut voi? Crezi că e realizabil? Aceeași întrebare. Cred că este realizabil, având în vedere cum a evoluat viața pe Pământ și cum a evoluat tehnologia în ultimii ani. Omul a ajuns pe spațiu, omul a trimis roboții pe Marte. Nimeni nu zice că nu se poate întâmpla să ajungă primul om pe Marte. Având în vedere că informații sunt, nave spațiale, din păcate, nu au evoluat atât de mult în ultimii ani, dar cine știe. Am înțeles. Vă întreb ce i-am întrebat și pe colegii voștri când au mai fost pe la noi. De ce faceți lucrul ăsta? De ce stați sâmbăta, duminica, după orele de la liceu și învățați în continuare? Este o pasiune noastră, adică fiecare om are o anumită pasiune. Aceasta este pasiunea noastră, fizica, spațiul, și acest lucru este, după părerea mea, este necesar pentru este omenire. Necesar, da? Da. V-a obligat cineva? Vă întreb așa, mai glumă, mai serios, să munciți, să învățați atât? Nu, fiecare muncește și cât vrea și își alege domeniul în care vrea să muncească foarte mult. Ce ați vrea să faceți în viitor, după ce terminați facultatea, de exemplu? Te rog, începem de la tine. Nu sunt sigură ce vreau să fac în viitor. Poate să mă duc pe știință, poate să mă duc pe ceva vocațional. Încă sunt în dubii, având în vedere că sunt și clasa 10. Te rog. Eu mi-aș dori să devin un cercetător, fie în domeniul fizicii atomice, fie chiar să devin inginer genetician, pentru că eu consider că este un domeniu care se poate dezvolta foarte mult în viitor, mai ales că genetica este o știință mai nou descoperită. Da, interesant. Eu sunt pasionată de tehnologie, tot ce ține de informatică, robotică, și aș vrea ori pe programare, ori aș vrea să le combin cumva, nu doar programare sau doar inginerie robotică. Cumva ambele. Timp liber mai aveți? Este ultima întrebare din această prima parte a emisiunii. Da, avem destul timp liber pe care ne-l ocupăm cum dorim. Dacă vrem să sacrificăm o parte din acest timp liber pentru a munci, este foarte ok. Adică fiecare, pentru că ne place așa de mult, nu este dificil deloc. Am înțeles. Timp liber mai ei? Mai am timp liber. Și ce faci în el, pe scurt? Mă duc cu prietenii mei la un film, de obicei. Am înțeles. Este timp liber suficient. Pe care ți-l petreci cum? Eu sunt pasionată de muzică și fac canto clasic și majoritatea timpului liber îl petrec cântând sau studiind. Să știi că mulți dintre cei care se uită la noi n-ar considera asta chiar timp liber, ar considera tot un fel de învățat. Da, e pasiune și când e pasiune, e plăcere. Am înțeles, interesant. Când e pasiune, e plăcere. Vă mulțumesc că ați fost aici, în studio. O să luăm o pauză și după pauză vor mai veni doi premiați, două persoane, doi elevi de la Mircea, care au primit premii de la NASA.
Am revenit în platou, după cum vă spuneam, sau după cum ați văzut la începutul emisiunii, discutăm cu elevii primiți de către NASA. De data aceasta îi avem alături de noi pe Marina Cosma, bună! Bună ziua! Și pe George Costin Dobrin, bună Costin, cunoștințe mai vechi, ați mai fost o dată la noi. Bun, v-am chemat astăzi pentru că în urmă cu câteva săptămâni, la mijlocul lunii mai, ați fost amândoi să vă ridicați premiile în Los Angeles, așa cum ne spunea și colega voastră în prima parte a emisiunii. Cum a fost? A fost o experiență foarte interesantă, deoarece ne-am prezentat lucrarea. Am învățat de asemenea foarte multe lucruri interesante despre spațiu cosmic și alte domenii, întrucât conferința a fost legată de acest domeniu și am cunoscut foarte multe persoane interesante de la care am avut ce învăța. Au fost mulți participanți, mulți premianți, cam câte persoane? Nu știu sigur, dar știu că au fost 400 de echipe și cred că din 13 țări. Sau... Am înțeles. V-ați prezentat proiectul în fața lor? Da, am avut o sesiune de prezentări orale și a trebuit să facem o prezentare de 10 minute în care să ne expunem ideile cele mai interesante din proiect. Și cine a tradus? Ați vorbit în română sau în engleză? Nu, bineînțeles că în engleză. Glumesc și eu puțin așa. Bun, cum ți s-a părut această experiență? A câta oară ai fost în Statele Unite ale Americii? Pentru mine este a doua oară când particip la această conferință. Prima oară... Eu chiar am glumit, să știi, am crezut că e prima dată. Nu. Pentru tine a fost prima dată, Marina, da? Nu, a fost a doua oară. A doua oară și pentru tine? Da. Am înțeles, am crezut că e prima dată. M-am înșelat eu. Prima oară am fost în clasa 8-a și... Acum pot să spun că poate... În clasa 8 erai mic, scuze, da. acum vezi cu alții. Am prețuit, cred că, mult mai, exact. Mai mult această experiență. Este, fără doar și poate, o experiență unică. Cunoști tineri din toată lumea, pasionați de știință și de spațiu. Un program interesant, chiar este o experiență de neuitat. Ce v-a plăcut cel mai mult acolo? Ce ți-a plăcut? Ce ți-a rămas așa în minte? Sincer, fără să mai vorbim despre Los Angeles, care este un oraș foarte frumos, o să vă spun doar despre program. Cum v-am spus, este un program interesant și a fost un invitat special, colonelul Ferguson, ultimul pilot american al navei spațiale americane, și am făcut și poză cu cosmonautul și am luat și un autograf de la domnul. Deci asta mi-a plăcut cel mai tare, cel mai mult, și rămâne amintire. Marina, ce ți-a plăcut cel mai mult sau ce ți-a rămas așa în minte? Ce te-a impresionat cel mai mult? În primul rând, cum spunea Costin, cei care au participat acolo, pentru că au fost oameni foarte importanți din acest domeniu al spațiului, și de asemenea programul de la conferință, au fost foarte multe activități interesante și prezentările orale ale altor elevi, pentru că am aflat ce idei s-au gândit ei. Ne puteți spune cam ce au prezentat colegii dumneavoastră din întreaga lume? Ce v-a plăcut din prezentările lor? Costin. Ei bine, concursul acesta are o temă comună, deci putem spune că proiectele sunt oarecum asemănătoare. Și noi am fost curioși ce lucruri inovative au găsit celelalte echipe premiante. Deci putem spune că am făcut puțin spionaj să căutăm idei bune pentru la anul. Care dintre proiecte ți s-a părut interesant sau ce idee ți s-a părut interesantă din cele prezentate de cei care au fost în Los Angeles? Toate proiectele sunt interesante deoarece au ideile lor proprii, idei originale, și nu am avut un proiect preferat, dar din toate avem ce învăța, că sunt lucruri noi, idei noi în fiecare an. Am înțeles. Spuneai că te-ai întâlnit cu personalități, v-ați întâlnit cu personalități interesante. Aș fi curios să aflu modul în care v-au tratat pe voi un colonel, de exemplu, în Armata Statelor Unite, care sta față în față cu elevi veniți de undeva din Constanța, dintr-o margine a Europei până la urmă. Trebuie să vă spun că ei prețuiesc foarte mult această performanță, acest concurs la care noi participăm, și chiar ne consideră niște elevi performanți, inteligenți, indiferent de țara de unde venim. Ei practic au aflat de România prin participarea noastră la acest concurs și noi suntem mândri că îi cunoaștem, dar cred că și ei se bucură că au participanți așa buni din toate țările, mai ales din România.
Ești de acord? Da, sunt da? De acord cu de acord ce a spus Costin. Da. Am înțeles. Bun, proiectul dumneavoastră, vostru, îi întrebăm și pe colegii de mai devreme dacă este realizabil sau nu. Ce credeți? În acest proiect, în acest concurs, noi trebuie să folosim metode care ar putea fi, adică să fie realizabil, să folosim metode care există în lume sau să ne gândim că acestea ar putea apărea în viitor. Eu o să-mi permit să o completez pe Marina. Noi, ipoteza noastră inițială a fost că suprapopularea și epuizarea resurselor Pământului sunt inevitabile și atunci acest proiect spațial va reprezenta o alternativă a vieții pe Pământ. Deci acest proiect trebuie demarat cât mai repede. Momentan nu știm dacă tehnologia ne permite demararea unui astfel de proiect, dar suntem siguri că în următorii 100 de ani cel mult vom putea începe acest proiect care va duce rasa umană în sistemul solar. Care sunt piedicile tehnice acum ale acestui proiect? Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm în spațiu este lipsa gravitației și noi, soluția găsită de noi este tocmai construirea acestei stații spațiale orbitale care, datorită faptului că se învârte, creează pseudogravitație, adică accelerație gravitațională artificială, în încercarea noastră de a simula condițiile de pe Pământ. Stai, am înțeles, dar vreau să întreb, de ce nu se poate construi acum o astfel de stație, Marina? Nu aș putea să explic de ce, dar în prezent... Ți-ai imaginat ceva aici, ce, nu știu, o tehnologie care nu există, materiale care nu au fost descoperite încă sau... Care ar fi piedicile? Și după părerea mea, întrucât oamenii au ajuns deja pe lună cu 30 de ani în urmă, cred că ar putea fi realizabil, dar ar trebui să vină o inițiativă, să fie o inițiativă. Deoarece în ultimii 30 de ani am fost pe lună, dar de atunci nu ne-am mai gândit și la Marte. Bine, ne-am gândit că în viitor ar dori să ajungă și acolo, dar în acești 30 de ani, după părerea mea, a fost totul stabil, n-a mai evoluat foarte mult. Da, din păcate, îmi pare o stagnare în acest domeniu. Da, cum a spus și Marina, noi am fost capabili să ducem oamenii în spațiu. Americanii au ajuns pe lună, avem astronauți chiar în acest moment pe Stația Spațială Internațională, dar cea mai mare problemă este distanța foarte mare până la lună și până la Marte și dimensiunea acestei stații. Ca să vă puteți imagina, acest oraș spațial are diametru de 4 km, deci nu este deloc ușor să construiești o stație de dimensiuni monstruoase în spațiu. Da, avem noi în Constanță un parc de așa o dimensiune, probabil că e destul de complicat. Ar fi un drum fără întoarcere, un drum spre Marte? Știu că se cochetează cu ideea aceasta de a trimite oameni pe Marte. E un drum fără întoarcere? Dacă pleacă cineva? În proiectul nostru nu este un drum fără întoarcere. Noi dorim doar să creăm o altă colonie și astfel ne-am gândit și la un nou concept de mijloc de transport cu care să ajungem acolo. Cu ce? Se numește racheta interplanetară, în engleză noi am denumit-o Interplanetary Spaceship și are de asemenea abilitatea de a se roti în jurul centrului de masă, astfel încât oamenii să locuiască ca pe Pământ, deoarece există pseudogravitație, că dacă ei ar merge acolo pe Marte, ar trebui să stea în imponderabilitate între 6 luni sau și 2 ani. Și ar fi un lucru foarte greu pentru oameni. Am înțeles. Foarte interesant ce spuneți. Noi la ceea ce observ că nu mai avem multe minute, numai vreo 2-3. Întrebam pe colegii voștri așa, cu ce vă ocupați timpul liber? O să încep, Marina, tot cu tine. Am aflat înainte de a intra în emisiune lucruri interesante pe care nu le știam. Cu ce te ocupi în timpul liber când nu studiezi? În timpul liber, bineînțeles, în afară de a citi și a mă documenta în diverse domenii, deoarece mie îmi place foarte mult știința, îmi place să zbor, pasiunea este aviația mea, îmi place să descoper lucruri noi despre aviație și, bineînțeles, să zbor. Marina, când cineva spune îmi place să zbor, mă gândesc la următorul lucru. Îi place soției mele foarte mult. Îi place să se suie într-un avion de linie, să stea în scaun, momentul când decolează, îi place foarte mult. Tu, când spui că îți place să zbor, la ce te referi?
Sunt elevă la școala de pilotaj de la Tuzla, iar în timpul liber pilotez avioane și îmi place foarte mult pentru că e pasiunea mea. Mai spune-mi o dată câți ani ai? 16. 16 ani și pilotezi avioane. Nu ai voie legal să ai permis de conducere, să torci la volan de mașini, dar pilotezi avioane. Da. Câteva zeci de ore de zbor, înțeleg până acum. Am în prezent 30, dar am ieșit la simplu, adică am zburat pentru prima dată în luna octombrie, când am împlinit 16 ani, deoarece era vârsta minimă pentru zborul în simplă comandă. Iar acum acumulez ore pentru a-mi obține licența în luna octombrie. De unde a venit pasiunea aceasta? E cineva din familie pilot, se ocupă, lucrează în acest domeniu sau? Nu, când eram în clasa a patra, am privit emisiunea Air Crash Investigations pe National Geographic și ea mi-a insuflat pasiunea aceasta. Iar în vara aceea am început din ce în ce mai mult să mă uit la avioane, să mă documentez și astfel m-am îndrăgostit de ele. E greu să zbori? Nu. Din moment ce ești destul de pasionat, nimic nu e greu, ci e doar frumos. Fiecare clipă în avion e extraordinar. Da, interesant. Cred că ești printre cei mai tineri piloți din Constanța, dacă nu cumva cel mai tânăr. O să mă interesează. Sunt copii de vârstă mai mică decât tine acolo? De vârstă mai mică nu, dar am colegi care sunt de vârsta mea sau chiar mai mari. În România știu că au mai fost copii care au ieșit la simtă tot așa la 16 ani, dar pe planuri, din câte știu. Și tu pe ce zbori? Pe avion. Da? Părinții tăi ce spun despre această pasiune? Părinții mei inițial n-au fost de acord, dar treptat au înțeles că e pasiunea mea și... Am înțeles, da. Cred că totuși stau cu sufletul la gură, nu știu de ce. Bun, Costin, în timpul liber, pe scurt. Da, cum a spus și Marina, noi cu toții suntem pasionați de științe și ține doar de noi să găsim cumva o modalitate să îmbinăm și activitățile cu prietenii și concursuri precum acesta organizat de NASA. Deci e pur și simplu, e timpul nostru liber, alegem să facem ce vrem cu el, dar eu sunt sigur că prin participarea noastră la aceste concursuri în final vedem diferențele. Bun, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă felicit pe voi și pe colegii voștri pentru rezultatele obținute. Mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat, rămâneți în continuare cu România TV.